I'm gonna burn it down. Burn it down. We gon' burn it down. Burn it down. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. Hello. 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 Da, o oră ce-mi fac. Uite, ăsta-i. Ăsta-i canalul. Da, o oră ce-mi fac. Mamă, ce l-ai? Îmi pare bine, cunoști. Ce-mi e? Da. Ce faceți? Bine, am venit și noi la tine. Da. Foarte fain a fost concursul, organizare bună, problema a fost că noi ne-am dus numai pe sâmbătă, ne-am dus sâmbătă dimineața și seara au trebuit să venim înapoi, acum merem și ne-am luat și noi cazare, rămâne până de vineri până duminică, să fie un weekend ca lume. La o primă impresie, față de a meu de patru timp, văd că la ăsta îmi plac un pic mai mult turele. Și îmi place gazul, să zic așa. Frânele prind bine. E ciudat un pic că nu are frână de motor aproape deloc. Doi timpiu, e aproape inexistentă, să zic așa. Și asta pe mine ca debutant, să zic, cu un motor în patru timpi, un pic mă dezavantajează, să zic.
e tocmai la îndemână. Acum să aici pe Ibănești, am zis că ies așa numai la o probă. Ăsta nu e motorul meu. Motorul meu e la mecanic, l-a reparat, să vedem ce se poate face la pornire. Știți că dacă ați urmărit clipurile mele de pe YouTube, știți că aveam ceva probleme cu motorul la pornire. Pornea destul de greu câteodată, învârtea mult. Ăsta e un Husqvarna. Să mă pun să nu bată soarele în cameră. Ăsta e un Husqvarna. Un 2017 de 2.5 TPI, 2.50 TPI. În doi timpi, în stare mecanică, zic eu, excelentă. Adică motorul merge bine, răspunde bine la comenzi, n-ai ce să reproșezi. E țiplă motorul. Și din punct de vedere estetic, iar i-aș da un 9 din 10, să zic. Mere impecabil. Acum, chestia e că roata de pe spate, am pus cauciucul nou, comandat pentru motorul meu, și roata de pe spate e la fel ca la mine. Și am pus janta mea, practic, cu pinionul meu. Asta e pinion de 50 și pe față este pinion de 12. Acum, chestia e că 3, 4, 5, 6, nu, e pinion de 13. Deci acum are practic configurația motorului meu. Și eu am 13 cu 50 pe spate. Ăsta avea 13 cu 52 pe spate. Am văzut că nu-i așa la o primă impresie, la o primul deal, față de a meu, nu-i place așa de mult turația joasă. Ăsta trebuie să-l ții un pic în ture ca să-ți dea puterea. Dar și după ce au ajuns în turele alea, motorul a plecat, adică se ridică de față, nici nu-ți dai seama ce face și cum face. Eu acum aș proba urcarea asta. Guma e bună, e nouă, ar trebui să prindă, dar încă nu cunosc eu așa de bine motorul și aș mai da un pic cu el, să-l mai manevrez un pic, să-l văd, să-l studiez un pic, să mă acomodez cu el. După care poate vin să încerc, să vedem. Ce să vă mai zic, sunt tare entuziasmat, așa că eu tot vreau, toți prietenii mei care fac hard enduro au doi timpi. Pentru pădure sunt mult mai ok astea. N-au atâtea componente în mișcare, motor nu se încălzesc așa ca un patru timpi. Nici cu a meu n-am avut niciun fel de problemă să încălzească, să fiarbă sau minuni din alea, dar majoritatea fierb, să zic așa. În schimb, un doi timpi mai recomandat pentru hard enduro. Cred că depinde de fiecare cum consideră că se descurcă mai bine, cum simte el. No, și eu tot sunt așa că să schimb următorul pas, clar, o să fie spre un doi timp, dar încă nu știu exact ce să aleg. Doi timp, dar care din ele, că sunt mai multe configurații și pe asta. No, și cum mecanicul Levil îl cheamă, mi-a dat pentru test motorul ăsta lui. Am zis că asta e, uite, numai e o foarte bună ocazie sau oportunitate să văd, să testez și să văd ce înseamnă în doi timp la plimbare mai lungă, la câteva urcări, la știu eu. Să vedem ce face, cum răspunde, cum merge. Hai, ne mai dăm un pic.
totuși mă gândesc să o încerc asta. Eu zic că e ok. Sper că ține, frânele țin bine. Așa par. Hai să vedem. Lăsăm numai lejer. Prima urcare, prima... Mă, dar ce urât să fut aici. E prima urcare, încă nu-l cunosc. Și vreau să... Să o las moale, să zic așa. Nu forțez inutil. Nu ăsta e scopul. Scopul e să mă acomodez cu motorul. Hai să vedem pe aici. Ia uite, am mai făcut o urmă băieții ăștia. Poate că nici nu fac urcare azi, poate fac numai coborâre. E, nu știu dacă se vede pe cameră, dar solul acum e foarte nisipos, așa, e tare în asta nu prea e grip. Nu-i tocmai cel mai bun sol pe care să te înveți, mai ales cu motor nou. Frâna de spate pare că a mea prinde ceva mai bine. Ai mamă. Nu ai ce-ai nasol. Nu mă bag asta. Să caut altă urcare. Salut. Nu știu. M-aș și băga, nici nu m-aș băga pe loc. Frânele țin bine, fața parcă e un pic cam moale. Levi mi-a zis că are mus. Mie mi se pare că e un pic cam moale. Astea sunt urcările pe care povesteam cu Duții mai devreme.
Asta e stati. Multă frunză pe jos. Vedem ce faci. Cred că trec la doua să ia. Ava. Nu-i place. Pe a doua trebuie să ia, dar nu așa. Nu se vede exact unde trebuie mă vrea. Să încerc oare ca întâia? Întâi am mers fain. O să încerc și coada. Trebuie să mă învăț cu ea. Cauciucul prinde strună. Îmi place asta. Nu știu de ce. Prea moale. Prea moale asta. Pentru gusturile mele. Și trebuie să-l pun la școada. Că întâi a mers fain. Poate că aici am fost cam sărac cu gazul, să zic așa. Ar fi mers, merea bine, dar aici am fost sărac cu gazul. Asta a fost problema. Dar remedia. Asta am venit să mă învăț că să văd ce face, ce poate. M-am mușcat albina și încă m-am mușcat. N-am ce să-i fac. Ce-ai cu mine? Eu cred că care-i problema? De fapt, configurația pinioanelor acum. Uite, doi dinți. Cât de mult contează. Dacă era 5-2 pe spate, eu aproape pot să garantez că merea cu a doua. Mai încerc.
puțin eu coada. Iar merg acolo unde intră paurul, da? Nu. Da, că nu puțin eu. Încă. Când ne întoarcem la vale. Că nu încerc. Încă a doua. Și aici să-i dau întâia. Să vedem. Așa ce face. Măcar învăț să fac coborâri cu el. Cu a întâia merg, na, degeaba, guma prinde ca lumea, e nouă. Cu a întâia merg fără probleme. Și cu a doua l-am simțit că ar mere. Dar trebuie ținut acolo, în turație. Altfel de să moară. Nu i-a plăcut, nu i-a plăcut, am schimbat eu prea târziu și nu i-a plăcut. Am încercat așa să-i dau la cuplu, dar nu vrea așa. Mai dau una controlată dacă nu contuia. Se vede. Da, a venit aproape numai ferata din spate, că fata se ridica. Trebuie sa-i dau si pe aici, da? Mere, dar nu o cunosc eu încă. Ai zis, zic, ar mere și cu a doua. Nebună. Da? Trebuie 52 pe spate, deja. Zic că dacă era 52 pe spate, bine, nu vreau să credeți că tot dau vina, că eu nu sunt stare, dar tot dau vina pe motor sau pe astea, pe rapoarte, da? Bă, doi dinți la un enduro, te faci din spate, face
o diferență enormă pentru cuplul motorului sau pentru ăsta lui, pentru performanța lui. Ceva acolo, când scade sub o anumită turație, e gata, nu mai e. Nu mi-e place. Cum e S-ul ăsta, pierde destul de mult de măraș la el. Să încerc să-i dau mai tare aici, da. Deci ca să poți să continui, trebuie să ai gaz, să ai un pic de turație, dacă nu merge. Trebuie să urcăm.